George Ograru a reorganizat toate grupele de juniori ale Stelei și așteaptă cât mai mulți copii la antrenamente în complexul din Ghencea. Fostul fundaș crescut la Steaua ne-a dezvăluit planurile de viitor ale celui mai titrat club de fotbal din România. Din departamentul de scouting al echipei din Ghencea vor face parte fostele glorii ale clubului, precum Radu Troi, Vasilea Elenei, Laiu Sădmăreanu sau Adrian Bumbescu. Va fi un restart la centrul de copii și juniori, pentru că ei au văzut mii de copii de-a lungul timpului. Cred că ochiul lor este format pentru a descoperi talente și Adrian Bumbescu, am avut o discuție cu el, era foarte încântat de nouul rol acela de coordonator al departamentului de scouting. Și Nea Laiu și a Elenei, antrenori care au văzut și oameni care au văzut mulți copii în acest centru și care au ochiul, așa cum am spus, format pentru a descoperi talente. Mi-aș dori să colaborăm cu ei pe partea aceasta și să aducă cât mai mulți jucători buni în centrul nostru, pentru că e foarte important să știm că departamentul de scouting este unul dintre pilonii unui club, a unei academii. E foarte importantă calitatea jucătorului și atunci când selectezi bine, poți să ai și succes. Dacă nu este un jucător care să aibă profil de mare performanță, și când spun profil nu mă refer doar la partea tehnică, ce e ușor de observat, și caracter și mentalitate, atunci poți să mergi cu el până la un moment dat, dar nu poți să treci acel prag. Iar ei au întâlnit și pe Petrescu, pe Dan Petrescu și pe Ilie Dumitrescu, pe Alin Stoica, Gherasim, care sunt Paraschiv, care sunt copii crescuți în centrul de copii și juniori. Steaua are în palmares Cupa Campionilor și Supercupa Europei, care se vor regăsi în muzeul noului stadion. Steaua a reușit să scoată oamenii în stradă și să le dea speranță și să le dea satisfacție și am însemnat ceva în Europa și datorită finalei de la Sevilla și la Monaco și finalei contra Milanului și acestor performanțe și datorită echipei naționale. Steaua a reușit să formeze oameni care ne-au reprezentat în lume. Da? Vorbim de Hagi, vorbim de Lăcătuș, Belodedici, Iovan, Petrescu, oameni care, cu care noi ne-am mândrit. Sunt niște oameni, niște elite ale sportului și ale fotbalului, dar niciodată un singur om nu va putea suplini Steaua. Și să se confunde cu Steaua asta, trebuie să înțeleagă toți iubitorii Stelei. Ai fost și antrenor și jucător la Ajax Amsterdam, un alt club care pune mare accent pe propria pepinieră. Ce diferă la un jucător care este format de un club de un alt fotbalist venit din altă parte? Există un studiu care spune că echipele care au câștigat Champions League au avut cel puțin 2 jucători creați de propria academie și asta nu este o întâmplare. Jucătorii care cresc în propria academie cresc într-un anumit spirit. E foarte important spiritul de echipă, sufletul echipei. Acel nucleu de jucători care în momente grele trag mai mult decât pentru salariu, trag pentru valori. Pe lângă faptul că este foarte important și sustenabil pentru un club de fotbal să investească în proprii copii și asta se poate verifica foarte ușor din punct de vedere financiar. Atunci când îți crești proprii copii, nu mai ești nevoit să cumperi din altă parte, te poți baza pe ei. Ajax este un model de referință chiar și pentru cluburile mari. A fost un model importat și de Barcelona. Cruyff a dus exemplu Ajax la Barcelona. Dar cât este Cruyff de mare, nici el nu înseamnă Ajax și nu înseamnă Barcelona. Este o legendă, așa cum este și Lăcătuș pentru noi, însă cluburile acestea sunt mai presus de un singur om. În ultimii ani, Clubul Sportiv Steaua a făcut pași imensi în ceea ce privește infrastructura. Pe lângă promovarea în ligile superioare, unul dintre obiectivele importante ale conducerii clubului este formarea jucătorilor din propria pepinieră. Cine nu vrea să vină să facă antrenamente aici? Numai cu îi place fotbal. Păi, joci de plăcere aici. Suntem aici pe un teren de mini-fotbal, unde mulți ani de zile m-am antrenat. În perioada aceasta, de când am venit, din decembrie, am pus ca și prioritate investiția în infrastructura centrului de copii și juniori, pentru că orice construcție solidă, care vrea să reziste în timp, trebuie să aibă o bază puternică. Și cred că
Asta trebuie să înțelegem, că trebuie să investim în bază. Și mă bucur că am convins conducerea clubului să facă investiția aceasta și tot ce înseamnă infrastructură pentru mini-fotbal să fie recondiționat. Mă bucur tare mult de deschiderea și înțelegerea pe care au avut-o. Aș vrea să aduc această schimbare pentru că sunt un produs al centrului de copii și juniori. Sunt unul dintre puținii care au început aici în prima zi și au terminat. Finalitatea lor a fost echipa mare. Copiii, care înseamnă viitorul, ei sunt singurul lucru care rămân după noi. În rest, faima, banii, totul se duce.